Fugarul Ilan Shor a anunțat în urmărire internațională care se ascunde în Israel și a regăsit refugiul într-un oraș mic, dar care impresionează prin lux și opulență. Jurnaliștii proiectului Cusens au analizat mai multe fotografii și filmulețe distribuite pe rețelele de socializare de către familia căutatului Shor și i au găsit casa. Este vorba de o vilă de lux din orașul Cezarea, la câțiva metri de Mediterană. Regiunea este faimoasă pentru faptul că acolo dețin vile luxoase cei mai bogați oameni din День Израиля. Дорогие женщины, 8 марта – замечательный весенний праздник. Праздник, когда мы можем еще раз сказать, как сильно мы вас любим. Din acest cadru, în martie anul trecut, Ilan Jor, transmite un mesaj de felicitare. Reporterilor le-a suscitat atenția șemeneul suspendat din stânga lui Șor, o piesă de decor exclusivistă. Același șemeneu apare într-o fotografie distribuită în octombrie 2019 pe Instagram de soția sa, interpretă Jasmine. Dacă punem alături cele două fotografii, vedem că pe lângă șemeneu mai multe detalii coincid, inclusiv distanța de la podea până la nișa din perete, grosimea plintei. Priveliște de după geam însă ne duce cu gândul la o vilă. Mai mult teracota, geamurile mari de tip perete, bulina albastră cu margine albă, sunt detalii pe care le găsim și în alte fotografii postate pe rețelele de socializare de Jasmin și cei doi copii ai familiei Șor. Observăm bulina albastră cu margine albă și într-o fotografie în care apare Ilan Șor, publicată de data aceasta chiar pe contul său de Instagram în februarie 2022. Dacă analizăm și alte poze și videouri de pe rețelele de socializare, poate fi observată în întregime somptuoasa vilă în care familia Șor s-a fotografiat în ultimul trei ani. Aceasta are cel puțin două etaje, iar în curte observăm un bazin dreptunghiular cu terasă din jurul lui din lemn. Grădina este una generoasă, are mai mulți copaci de măslin, câțiva palmieri, un balansoar și niște trepte distinctive din piatră. Exact din această curte și la înșor a publicat o fotografie în luna iulie 2022. Filmulețele și fotografiile mai dezvăluie o terasă destul de mare, mărginită de o balustradă din sticlă, iar la linia orizontului se vede marea, semn că proprietatea se află aproape de plajă. Cât despre interiorul proprietății, vedem spații generoase, o bucătărie modernă și niște scări mărginite de un perete de sticlă. Câteva detalii din vilă le observăm chiar în unele videouri publicate de Ilan Online. Primele poze din această locuință interpreta Jasmine le-a postat în data de 9 iulie 2019, la doar 3 săptămâni după ce soțul ei, deputatul Ilan a fugit din țară traversând potrivit Procuraturii Generale ilegal frontiera de stat. Se întâmplă după căderea regimului Plahotniuc. Unde tot totuși s-a ascuns Ilan Șor în toată această perioadă. În spațiul online au apărut două filmulețe cu el într-un mol din orașul de pe malul Mării Mediterane, Netania din Israel, și la o terasă dintr-un alt oraș, la fel de pe litoral, Herzliya. După zile de căutări, reporterii au reușit să identifice vila în care familia Șor s-a fotografiat în ultimii trei ani. Nu se află nici în Netania, nici în Herzliya sau Tel Aviv, dar în Chesaria, un oraș cu doar câteva mii de locuitori, dar care impresionează prin lux și opulență. Din informațiile publicate pe un site de booking, imobilul are 2 etaje, 5 dormitoare și o suprafață de 800 de metri pătrați. Terenul pe care este amplasat este de aproape 3000 de metri pătrați și se află la 3 minute distanță de plajă. Vila este descrisă ca fiind o proprietate unică într-o zonă râvnită ce oferă un nivel neîntrecut de lux și izolare. Pozele coincid până în cele mai mici detalii cu cele postate de familia Shor pe rețelele de socializare. Pe site-urile imobiliare, prețul vilei este de 45 de milioane de shekel israeli. Ienii noi sau chiar 13,2 milioane de euro, chiria însă ar fi de circa 3 mii și jumătate de dolari, care e prețul pe care l-achită familia șor nu se știe cu exactitate. Jurnalist americană din Israel Orly Halpern este cea care, la solicitare redacției cu sens, a mers la fața locului pentru a vedea proprietatea și cine se afla acolo. Când a ajuns în fața vilei mai întâi a văzut o femeie în curte, iar în scurt timp un bărbat a ieșit din casă care s-a prezentat drept șofer. Acesta nu i-a oferit informații despre el. Însă un cuplu care locuiește în vecinătate și tocmai trecea prin preajmă a spus că dacă nu este paza în fața vilei, înseamnă că cel mai probabil Ilan Shor nu este pe loc. În timp ce Ilan Shor își petrece timpul în fila de lux de pe malul Mării Mediterane din Chesaria, autoritățile de la Chișinău l-au dat în căutare internațională și au solicitat extradarea acestuia din Israel. O cerere în acest sens a fost trimisă încă acum 2 ani și jumătate. Din partea Republicii Moldova s-au făcut toate procedurile corespunzătoare a fost expediat ultim de extradare, după care a fost transmisii informații suplimentare. Am presia că ultima dată a fost în august și ulterior în noiembrie 2021. Acum așteptăm răspuns uh, din partea autorităților statului Israel. Minge este în terenul autorităților statului Israel. În Republica Moldova, deputatul este cercetat penal de procurori în mai multe dosare, majoritatea fiind deschise după ce politicianul a fugit din țară. Pe lângă implicarea în dosarul fraude de bancare unde este acuzată de escrocherie și spălare de bani, Șorma este anchetat pentru falsă în declarații pentru că nu a raportat la Ana toate bunurile care familia sa le deține. Un singur dosar se află însă pe masa judecătorilor. Este vorba de cel în care Șor a fost condamnat în 2017 de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare, dosar care stă pe linie moartă.